Consil Prest se plânge că nu scoate bani din monumentele istorice ale Brașovului, dar le ține închise. În timp ce numărul turiștilor este în creștere la Brașov, bastionul postăvarilor este încuiat. Motivul? Administratorul obiectivului turistic, angajat al Consil Prest, ar fi în concediu. Niciun afiș și nici măcar un orar de vizitare nu informează însă pe turiști despre situația monumentului. Stilul acesta de administrare i-a adus Consil Prest, potrivit propriilor declarații, pierderi de peste 700.000 de, de lei. Societatea Consil Pres SRL și exprimase încă de la ultimul plen al Consiliului Județean dorința de a renunța la administrarea turnului alb, a turnului negru și a bastioanelor postăvarilor și graft, pe care le preluase în urmă cu 5 ani. Cum nu a reușit să scoată profit din exploatarea trecutului medieval al Brașovului, societatea a vrut să scape de obiective. Conducerea forului județean propune ca acestea să fie preluate de muzeul de istorie, care le-a mai avut în administrare. Muzeul se confruntă însă cu probleme majore de subfinanțare, mai ales că a primit cel mai mic buget din ultimii 25 de ani. Soarta turnurilor și a bastioanelor se va decide în urma unei discuții finale între muzeul de istorie, Consiliul județean, care le are pe inventar, și primăria Brașov, care le-a întabulat. Președintele forului județean Claudiu Coman afirma la sfârșitul lunii trecute că societatea Consilprest nu a avut un management eficient. Nu e hotărâtă 100% cu muzeul de istorie, trebuie să avem și acceptul dânșilor de a găsi un management mai eficient. Consilpresul probabil la un moment dat avea prea multe activități și atunci nu poți să susții toate aceste activități la fel de bine. Presupunerea eufemistică a vicepreședintelui Claudiu Coman este confirmată din plin de realitatea din teren. În plin sezon turistic, bastionul postăvarilor este închis, pentru că angajatul Consil Prest, care îl administrează, lipsește. Turistii nu pot găsi nici măcar un orar de vizitare pe ușa obiectivului istoric, necum vreo informare despre vreun concediu. Bastionul postăvarilor a fost redeschis pentru public în 2011, după trei ani de lucrări de reabilitare. Arhitecții au amplasat un turn interior cu structura din metal care funcționează drept punct de informare turistică. Compania Consil Presta a avut anul trecut un număr mediu de 49 de angajați și a înregistrat pierderi de peste 700.000 de lei la o cifră de afaceri de 2,5 milioane de lei. În acest caz, societatea vrea să recupereze și investițiile făcute în Bastion, care se ridică la 1,1 milioane de lei. Banii au fost alocați în 2012 pentru amenajarea muzeului virtual care a costat 290.000 de euro. Acum Consil Prest vrea ca banii să-i fie plătiți sub formă de redevență. Societatea pretinde că dacă renunță la aceste imobile ar trece de pe pierderi pe profit. La modul în care le administrează însă nici nu avea cum să scoată vreun profit.